Bine v-am regăsit, dragi copii! Sunt Claudia și voi citi pentru voi Poveste de toamnă, scrisă de Titel Constantinescu. În fața ferestrei e un măr. Copiii îl văd din clasă, îi ascultă poveștile când fereastra e deschisă și uneori se opresc în preajma lui și rândunelele. Mărul e însă supărat pe rândunele, prea sunt gureșe, și tocmai din cauza asta copiii nu sunt atenți la lecții. Rândunelele se supără și ele pe măr. Prea are multe crengi și crengile prea au multe frunze și foșnesc de-ți iau auzul, nu alta. Și atunci cum pot oare să mai fie atenți copiii la lecții? A trecut o boare de vânt așa, în fugă, și parcă mai rece decât ieri, decât alaltă ieri. Dar parcă mai altfel decât ieri, decât alaltă ieri. Îndată rândunelele au început să facă pe supăratele. Ai văzut, mărule? Abia a trecut vântul că ai și început să foșnești. Ne-ai asurzit cu gălăgia ta. Și strigau atât de tare încât mărul s-a supărat. Iar voi faceți atâta zgomot acum încât... Au mai trecut câteva zile. Vântul a început să vină mai des pe acolo. Mărul a foșnit mai mult, iar rândunelele, nu știu de ce, dar nu prea s-au mai simțit bine în cuibul lor. Parcă era mai frig. Și rândunelele, într-o seară, au stat de vorbă cu mărul. Vom pleca. Trebuie să plecăm. Dacă mai stăm mult, copiii nu vor mai învăța din cauza noastră. Mărul a foșnit trist. Îmi pare rău. Cred că și frunzele mele vor trebui să plece. Foșnesc prea tare. Copiii au nevoie de liniște, de foarte multă liniște. Altfel, spuseră din nou rândunelele, noi nici nu ne-am fi gândit să plecăm, dar copiii, ce ne facem cu copiii? Trebuie să învețe, nu? Absolut, a răspuns mărul. La asta mă gândesc și eu de câteva nopți. Și rândunelele s-au strâns în stol și au plecat. Frunzele mărului le-au privit depărtându-se. Apoi au început și ele să se desprindă una câte una, să se legene prin aer și să cadă în liniște la pământ. De ce ați plecat? Le-a întrebat o vrabie. Foșnim prea tare, au răspuns frunzele, și copiii nu mai pot învăța. Altfel noi n-am fi plecat niciodată. Și-am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. Vă îmbrățișez, dragilor, și vă aștept data viitoare cu o nouă și frumoasă poveste.